Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Data trecută ați avut ocazia de a viziona părțile 1 și a 2 a DVD-ului Natură, Educație și Puterea Iubirii din seria Biologia Părintitului Conștient, produs și prezentat de profesorul american de biologie Dr. Bruce Lipton. Vizionând DVD-urile și lecturând cărțile sale, vă pot confirma faptul că am aplicat în viața personală teoriile sale și de mai mulți ani continui să am rezultate deosebite. La toate aceste întâlniri și prezentări am fost însoțit de către domnul profesor Octavian Popescu, membru al Academiei Române, directorul Centrului de Biologie Moleculară, expert în genetică și biologie moleculară, care a completat și corectat unele elemente esențiale din expunerile publice ale doctorului Lipton. Am pregătit spre difuzare ultima parte a celui de-al doilea DVD din cele trei primite în original și însoțite de o scrisoare semnată cu drepturile de difuzare a acestor producții TV pe canalele televiziunii române, DVD care se numește, cum spuneam, Natură, Educație și Puterea Iubirii din seria Biologia Părintitului Conștient. În primele două părți difuzate săptămânile trecute, Dr. Bruce Lipton a vorbit despre influența parentală, apoi a prezentat dogmele biologiei, misiunea științei, de unde apare controlul în biologie, mecanismele activării genelor și a explicat rolul proteinelor în organism și a mișcării de conformație, apoi a vorbit despre comportamentele celulei și influența percepției asupra mediului. De fapt, Dr. Bruce Lipton reactualizează unele din informațiile mai vechi de pe primul său DVD și anume ceea ce el numește noua biologie. În continuare o să ofer cuvântul domnului profesor Octavian Popescu pentru câteva notări și precizări legate de următoarele 43 de minute ale DVD-ului pe care le vom viziona imediat. Deci, practic, se continuă ideea cu percepția, dar se referă mai mult la control de data aceasta, cum percepția controlează evenimentele sau fenomenele biologice care au loc la nivelul unei celule sau a unui organism multicelular. Și chiar subliniază și afirmă percepția controlează biologia. Deci asta este. Și sigur că dânsul revine asupra faptului că la suprafața celulei avem comutatoare care pot fi extrapolate sau asimilate unor percepții. Bun, aceste comutatoare sunt, de fapt, ceea ce biologii numesc receptori. Receptorii aceștia, în general, sunt de natură proteică. De multe ori au și o componentă redusă, procentual, dacă o luăm ca procent, glucidică. Deci o componentă glucidică. Și toată aici abordează în viziunea dânsului că, în esență, nivelul fundamental al percepției are două valori. E vorba de creștere și reproducere. Deci percepțiile acestea asigură creșterea și reproducerea și, de fapt, dânsul insistă asupra și le consideră două aspecte antagoniste ale supraviețuirii. Creșterea, deci interrelația sau echilibru între creștere și protecție, ne dă nouă supraviețuirea. Dar nu merg amândouă în același sens. Exact. Atunci când organismul sau celula e preocupată sau are nevoie să se dezvolte, să crească, protecția este mai slabă. În moment, și alocă mai multă energie pentru creștere și dezvoltare decât pentru protecție. Și invers, în momentul în care alocă mai multă energie pentru protecție, este în dauna creșterii și dezvoltării. Și sigur, dânsul face și comparație cu viața de zi cu zi, dă și exemple din propria experiență de laborator, în care în două vase de cultură diferite, într-un vas pune nutrienți, în celălalt pune toxine și observă ce se întâmplă cu celulele, adaugă celule și observă ce se întâmplă cu celulele. Celulele, în primul caz, se vor deplasa spre sursa de hrană. În al doilea caz, se vor deplasa în sens opus, acolo unde sunt toxine care sunt mortale, sigur că nu se vor deplasa spre toxine, dimpotrivă. Da. Deci aceste celule percep ceea ce este în afara lor, deci au această percepție și pot să facă diferența între semnale pozitive și între semnale negative.
De asemenea, insistă pe faptul că celulele nu se pot deplasa simultan în două direcții în același timp. E, sigur, asta e ca și cum nu poți să fii prezent în două locuri în același timp. Exact, exact. Nu, dar aici are sens că celulele ar putea să se deplaseze, teoretic, dar practic nu se întâmplă treaba asta. De exemplu, dacă ai pune hrană și de o parte și de alta, hrană și toxine, atunci, sigur, toate s-ar deplasa spre sursa de hrană, dar nu neapărat că au nevoie de sursa de hrană, ci pentru ca să se protejeze, Toxine. Da. De multe ori pot, în momentul în care o celulă nu mai funcționează normal, se poate deplasa spre toxină, deci, și atunci merge spre suicid. Deci se poate deplasa, sigur. Aici dânsul insistă pe faptul că noi avem și deci revine asupra a ceea ce a abordat, dar numai tangențial, stresul. Da, exact. Influența stresului. Și sigur, într-un organism, cum este și organismul uman, cu protecția se ocupă sistemul imunitar, care este foarte complex. Da? Deci nu intră dânsul în detalii. Dar în momentul în care sistemul imunitar este ocupat și consumă multă energie, atunci creșterea și dezvoltarea, de asta și compară la copii. Dar noi practic, prin genele noastre, ajungem să găsim un echilibru între creștere și dezvoltare și imunitate. De exemplu, nou născut. Sistemul lui imunitar este foarte puțin dezvoltat și preia prin laptele mater. De aceea, alăptarea la sân este foarte important pentru copil, deoarece toți anticorpii îi primește, deci toți anticorpii pe care mama i-a produs exact de-a lungul vieții sale, trec și la copil și copilul în felul acesta este protejat. Și atâta timp cât copilul este alăptat, foarte rar se îmbolnăvește de boli comune, să zicem boli infecțioase comune. Sigur, după aceea sistemul lui imunitar se dezvoltă. Și profesorul Lipton insistă asupra a ceea ce dânsul numește educație și deci, diferite forme de comportament, reconsideră educație și faptul că noi avem și în subconștient aceste lucruri și nou născutul practic deși îl considerăm sau nu chiar embrionul, deci în momentul în care făt reacționează foarte prompt la ceea ce se întâmplă cu mama. Deci, el are, sigur, el primește toate surse, deci ceea ce are nevoie pentru dezvoltare, prin sângele matern, da, prin intermediul acelui filtru care poartă numele de placentă. Deci, placenta trebuie să o vedem ca un filtru, în care nu trece orice, nu e lăsat să treacă orice. Că ar putea să treacă, de exemplu, anticorpi care să atace fătul. Și se întâmplă, de exemplu, în incompatibilitățile de RH. Deci, în aceste incompatibilități, atunci anticorpii trec prin placentă și atacă și afectează foarte grav fătul. După aceea vorbește de, revine la ceea ce a început în prima parte a filmului, la grija, exact. De factorul conștient. Parental sau părintitul conștient. Acum, și sigur, dânsul face și o scurtă incursiune în genetica embrionului, în sensul că moștenirea noastră genetică, jumătate provine de la tată, jumătate de la mamă. Jumătate din cromozom îi avem deci din cei 4-6 îi avem așezați în perechi, 23 de perechi, 23 de cromozom vin de la mamă, 23 vin de la tată. E, și sigur că acum insistă gene paterne și gene
paterne, deci de la tată, și gene materne de la mamă. Și dânsul spune că, practic, atitudinea părinților, chiar înainte de concepție, poate să modeleze celulele care vor contribui la formarea embrionului. Este vorba de ovul și de spermatozoid. Da, exact. La spermatozoid, lucrul ăsta nu știu dacă se poate aplica, deoarece spermatozoizii sunt produși continuu. Și pe măsură ce sunt produs, sunt și eliminați, ies din circuit. La ovul, într-adevăr, ovulul este o celulă cu care femeia se naște și care intră după naștere într-o lungă pauză până la pubertate, și după pubertate, când începe ciclul menstrual, se activează periodic, la fiecare 28 de zile, cât un ovul. Păi, probabil care... că la ea este factorul principal. Păi da, de da. Deci da. Acolo este și este cunoscut în genetica clasică faptul că efectul, așa zis, maternal la melci, sensul cochiliei, dacă e cochilia cum este rotită spre stânga sau spre dreapta. Acest lucru se transmite prin așa zis efect maternal. N-are nicio legătură cu forma sau sensul pe care are cochilia tatălui. Bine, melcii sunt, la ei se întâlnește foarte mult și treaba asta de hermafroditism. Deci poate să treacă de la un sex la altul. Deci, dânsul afirmă, atitudinea părinților câteva luni înainte de concepție selectează, imprimă și determină formele fundamentale și caracteristicile viitorului copil. Parțial. Da, nu e în totalitate. Așa cum am spus, dacă ne referim la ovul... Însă ca utilitate într-o armonie de familie care ar trebui să existe, ideea este foarte bună și merită aplicată. Da, și mediul în care, să spunem, va evolua fătul este iarăși esențial. De aceea eu le-am spus, le spun și le voi spune totdeauna studenților când discutăm despre clonarea organismelor, că da, să-l clonăm pe Einstein, pe Stalin sau eu mai știu pe cine, niciodată nu vom reuși, chiar dacă vom avea ADN-ul lui în stare foarte bine conservat. Nu vom reuși să clonăm. Din punct de vedere genetic, va fi 98-99%, deoarece ADN-ul mitocondrial nu-l avem de la mamă. Sau dacă am putea să-l luăm, în sfârșit. Dar nu vom putea reproduce niciodată condițiile în care a rezultat embrionul, a evoluat embrionul, a evoluat fătul, a evoluat copilul Einstein, adolescentul, adultul Einstein. Astea nu le vom putea niciodată reproduce. Asta este clar. De aceea, mediul înconjurător dă formă sănătate dezvoltării fetale, iar fetusul este o comunitate de celule. Și aici dânsul abordează problema stresului și a adrenalinei și vorbește de glandele suprarenale. Glandele suprarenale sunt formațiuni situate deasupra rinichilor, foarte mici, au între 5 și 7 grame, depinde de volumul individului. Și chiar dacă sunt așa de mici, au două părți. Au corticosuprarenala și medulosuprarenala, care sunt controlate. Corticosuprarenala e controlată de hipofiză și dânsul va menționa și va spune ce face hipofiza. Și indirect prin hipotalamus și creierul vechi, deci paleocortexul, diencefalul, iar medula suprarenală e direct controlată de sistemul nervos autonom sau sistemul nervos vegetativ, cel pe care noi nu ni-l putem controla. Unii practicanți de yoga spun că își pot controla. Eu nu știu. Deci, în principiu, sistemul vegetativ, care îl împărțim în simpatic și parasimpatic. Adrenalina, de fapt, este și un mediat, un neurotransmițător. Cred că mai degrabă, prin acele tehnici, se pornesc niște mecanisme care produc un fel de control, dar oricum practicantul nu va ști exact ce se întâmplă. Nu, el spune că își poate controla ceea ce în mod normal noi nu avem un control asupra sistemului nervos vegetativ sau autonom. Și aici abordează și problema hormonilor steroizi, corticosteroizi, care la fel sunt implicați. Aici diferențiem mineralocorticoizii și glucocorticoizii.
De asemenea și hormonii steroizi, aldosteronul, de exemplu, sau cortizonul, care este folosit în combaterea unor fenomene inflamatorii, în care avem inflamații. Cortizonul atenuează inflamația, de aceea este secretat și în stres. Dar acum și adrenalina este secretată în stres. Exact. Dar și care amplifică. De fapt, da, ea crește presiunea sanguină, dă ceea ce și numim o stare de agitație. Starea de agitație și curajul acela fără limite. Inconștient. Inconștient. Deci, de fapt, da, deci fără limite. Și da, știți care e problema științei medicale? Uneori evită să considere stresul ca fiind un factor generator major. Și îl pun așa undeva, nu. Că eventual se știe, dar nu-l putem demonstra. Nu putem demonstra. Nu, și dânsul chiar atacă, să zicem, prejudecata că nou-născuții nu simt durerea. Nu e adevărat. Exact. Nu, ei o simt chiar din pântecul mamei. Deci în stadiul de făt, nu de nou-născut, simte durerea. Deci treburile astea reprezintă foarte frumos și foarte elegant, în sensul că trebuie să fie o armonie ca să avem un viitor copil foarte bine dezvoltat și corespunzător din toate punctele de vedere. Da, foarte, foarte interesant. Din păcate, timpul e scurt. O să ne pregătim acum să vizionăm ultima parte a DVD-ului numit Natura, Educație și Puterea Iubirii din seria Biologia Părintitului Conștient de Bruce Lipton. Emisiunea se reia de fiecare dată luni dimineața la ora 11 și vă așteptăm data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere.